că ai implicat în acest proiect? Ce ți s-a părut tentant? Da, cu Gabi Șarga și Cătălin Rotaru am colaborat pe distribuție la primul lor scurtmetraj, 4 și 15 Sfârșitul Lumii, și la primul lor lungmetraj, la debutul în regie de lungmetraj, Să nu ucizi. Așa că în momentul în care mi-au trimis scenariul, am fost foarte curioasă să văd care e următorul pas, pentru că Să nu ucizi avea o poveste destul de controversată și eram curioasă ce urmează să exploreze. Și m-a atras foarte mult realismul magic, toate referințele de metacinema și cred că e o poveste specială care chiar trebuia spusă. Și e un... E un mod de a privi viața care e destul de diferit de ceea ce am văzut noi în ultimul timp pe ecran. Înțeleg că te-a solicitat că producătorul au multe locații, adică e multă mișcare în toată povestea asta. Da, locații sunt, dar ei s-au pregătit foarte bine și au fost foarte multe repetiții cu actori înainte. Castingul a fost foarte, foarte atent ales, făcut. Și chiar nu a fost niciun fel de problemă, că asta ziceam, e genul de producție care poate fi pusă într-un manual, nu că am făcut noi ceva special, ci că lucrurile chiar s-au așezat atât de bine și nu am avut nicio zi de întârziere. Din contră, terminăm cu o zi mai devreme, planificasem 23 de zile și terminăm în 22. În foarte multe dintre zile am terminat înainte de program. Așa că toate locațiile și avantajul că nu suntem în deplasare, suntem în București, că echipa a fost foarte deschisă să renunțe la mașinile personale și să încercăm să eficientizăm transporturile, să nu pierdem foarte mult timp cu parcarea, lucrurile s-au așezat foarte bine. Așa cum știi tu povestea, cum crezi că va fi distribuția lui? Cum anume poți să-l promovezi? Pentru că înțeleg că este un film care se gândește, regizorii s-au gândit foarte mult la public. S-au gândit foarte mult la public, dar nu au pierdut din vedere elementul artistic și inovația limbajului și cred că în primul rând o să fie un film care o să aibă un succes în festivaluri. Un marketing hook care va putea fi folosit, bineînțeles, ulterior pentru promovare, dar este genul de film care are tot ceea ce publicul poate să caute. Are familia, problemele de sănătate cu care acum am trecut peste o pandemie, dar în continuare sunt o discuție constantă, și o frumoasă poveste de prietenie, una de iubire și categorii de vârstă diferite, așa că e o plajă destul de largă pentru public să găsească ceva. Crezi că o să dureze mult postproducția la cum îi știi tu și la cum știi că lucrează? Postproducția a început deja și la Connecting Codebus la începutul lunii am prezentat deja două secvențe din film pentru a începe discuțiile cu agenții de vânzări. Montăm în timp ce filmăm, așa că postproducția sperăm să fie destul de scurtă și să fim pregătiți pentru primul trimestru al anului viitor cu premiera internațională, cel puțin.